Uite ce am citit zilele astea. Aha, 1939, Alianța ia mai, dă mai de Sovietul, aha, ora de istorie. Interesant. Da, e a cui? A fundației care? Fundația Academia Civică e o fundație prin care au făcut mai mulți istorici, dintre care și Marius Oprea, de care ziceam, cu moștenitorii securității și tipul care se ocupă mult pe cum serviciile au preluat puterea și, mă rog, pe comunism, foarte specific pe asta. Au făcut despre și cu niște jurnaliști francezi, în cazul de față, care a scris Stéphane Courtois a scris Black Book of Communism. Cartea neagră. Exact. Cu Denis Deletan. Le Libre Noir de la Comunism, sau mă rog. Cu? Cu Denis Deletan. Da, Denis Deletan. Romulus Rusan și au făcut... Sunt mai mulți istorici care s-au adunat să scrie despre crimele din comunism, știi? Și au scos la un moment dat când era memorialul Siget în București, când era un muzeu, până să-l închide ăștia, și mergeam cu turiștii acolo, știi? Da. Într-o casă de pe strada, mă rog, din apropiere de grădina Icoanei, într-o casă veche care nu era restaurată și au închis-o din cauza dărăpânării. Foarte aiurea. Și găseai chestii de astea, știi? Și sunt foarte multe. Da. Și eu am cronologia represiunii comuniste, dar foarte bine punctată, adică pe persoane, pe cifre, pe statistici, foarte ca lumea. Și asta mi s-a părut foarte interesantă, că e scrisă în perioada în care Putin merge în Franța, 2006, și vorbește francezilor pentru de practic le mulțumește pentru războiul antifascist și susținerea lor în războiul anti-hitlerist. Și întrebarea era de ce? Și răspunsul în carte e pentru că Partidul Comunist, Partidul Socialist francez, în perioada lui De Gaulle, a fost finanțat masiv de Moscova în susținerea tuturor mișcărilor de, mă rog, extremiste de dreapta, să le stopeze cu orice preț, și au ajutat și mai ales în timpul celui de-al doilea război mondial, în care făceau propagandă, rezistență, da, ca să vezi de ce le-a mulțumit. Pentru că erau băgați.